Băi, fraților, au ăștia o manie cu parcatul. Armenia contribuie la patrimoniul mondial. Sunt influențe mult prea mari ale Rusiei aici. Seamănă cu ceva. Nu știu ce caise de la omul ăsta. Salut. Republic. Yes. România. Ne-am abătut puțin din drumul nostru și am venit să vizităm și stațiunea Jermuc. Vă arăt imediat pentru ce am venit aici. Aici este o terasă, un restaurant părăsit. Iar noi am venit pentru pam pam cascadă. E frumos aici de terasa asta. Aici sunt fel de foile erzoane. Stai mă, frumos aici, ce zici? Ce plăreglă. Uite, o insulă plutitoare. Și am ajuns la galeriile apei minerale, de aici, de la Jermuc. Am înțeles că poți gusta diverse tipuri de apă minerală, mai caldă, mai rece. E destul de multă lume. Iar clădirea asta este foarte frumos construită. E construită în stilul clasic sovietic. Eu de băut asta. Hai la următoare. Poți să bei și din asta, că are multe minerale. Dar cine de ea cu bea apă fierbinte? E grețoasă, așa. Și pe călătoare. 600 de lei. Tot fierbinte? Și ai gurit, ai gurit apa aia? Nu. Bravo. Asta e mai un pic. Tot cam așa, tot. Dar bine, nu fierbinte ca prin. N-ai noroc de apă minerală. Bă. Asta seamănă cu băile herculane, nu? Da. De ce frumos să vede și eu.
frumos. Din păcate n-am putut bea apă minerală, am gustat puțin și mi se pare foarte grețoasă. Știu că are efecte benefice, dar nu pot să beau așa ceva. Clocită. Clocită, da. Și cald, nu? Chiar nu poți, e ca și cum ai bea un ceai fierbinte pe temperaturile astea. Tu vrei să bei o bere rece, nu un ceai fierbinte. Opa, ia uite, am vorbit pe limba motociclistilor. Și uitați ce pod avem în spate. Mamă, era bun de bungee jumping de acolo sau de paramotor, să dai pe sub el, peste el. Da, pe el am trecut noi spre galeriile apei minerale. Acum mergem să vedem și cascada de jos. Fost hotel comunist abandonat chiar pe marginea stâncii. Ai impresia că sunt niște fețe sculptate așa. Zidul ăsta. Și acolo intri de sub așa. Nici ne-am plecat bine de la cascadă că ne-a răsărit în cale un alt loc frumos. Este o arcadă de stâncă. Cred că a fost o peșteră ce s-a surpat aici. Cel puțin așa pare. E frumos. O peșteră de bazalt. Seamănă cu podul lui Dumnezeu de la noi din România. Bine că ăsta nu e pod în primul rând, dar așa ca formă. We'll be right back.
Am oprit să spălăm motocicleta într-un cadru natural. Super. Deși cred că avem și mai sus, dar să se încălzească un pic. Ce îmi place în Armenia, la fel ca și în Georgia, este că găsești apă de băut în fiecare sat. Găsești apă de băut, ceea ce mi se pare superb. A dus Victor să mai cumpere ceva pentru diseară. Urmează o experiență epică. Autentică experiență. O să dormim într-un caravanserai de pe drumul Mătăsii. Ne-am pus calul aici la intrare. În mod normal ar trebui să băgăm aici, în prima încăpere. Da, mă, că băgăm, e problemă. Și mă și uleiul. Bun. Aici, luminator. Mai au temă, Game of Thrones. Și aici se culcau ăștia, păpriciuri, așa cum ar veni, nu? Uite, animalele nu sunt în șupuri, de la vezi? Nu cred. Da, 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 mamă, dragi. Mamă, ce bine că e răcoare. Aha. Și dimineața nu se trezească soarele. Da, bă. Dar tu îți dai seama ce vis o să avem aici? Mă... sute de ani. O să simțim spiritul călătorilor de acum câteva secole, vă dați seama? Mamă, sute de ani. Vezi care și lumina ta. Ia luminează mai bine. Ce? De la terenă. Dar cred că e infiltrare de apă și de aia, nu acolo. A, și aici le punea iezile ceva, nu? Și dormeau aici, nu? Nu prea bate. Am prins și apus, lumina apusului, ce să ne mai dorim. Am popusit aici la caravanseraiul lui Aurelian. O să vă dăm imediat mai multe informații despre ce înseamnă caravanserai. Deocamdată mâncăm, că nu mai putem de foame. Unde aduceau ăștia caravanele, domnule, ce să mai... Aceleași chestii de seară ale noastre. Am luat și salam. Hai, poftă bună! O bere tematică, Ararat. Bate vântul foarte tare, așa că o să ne vină la fix campatul în caravanserai. Ce vreau să vă spun? Încă n-am găsit roșii proaste. Asta rămâne la supermarket, să-mi pune și astea. Nu sunt la noi. Deci n-am mult. Ce-am descoperit astăzi? Că ei n-au măsline, frac. Mă la cutie, la conservă. Ea sunt tipă femeie. A venit noaptea. Ne-am întins la vorbă cu alți călători. Unii cu un camping car și unii cu o mașină. O să dorm în corda afară. Nu se încumetă să se bage aici la Cucubau. Bine, într-adevăr, a fost destul de greu și pentru noi să găsim un loc drept. N-am găsit în încăperea aceea mare pietrele denivelate. Am găsit aici, în încăperea prima încăpere. A cailor. Am băgat și calul. Am băgat și calul, da. La botul caiului, la botul mânzului.
Și ne gândeam că ne identificăm foarte mult cu stilul de acum câteva secole de călătorie. Adică, practic, am venit călare, obosiți după drum, ne-am oprit aici să ne odihnim și am schimbat informații cu alți călători. Ceea ce... Exact ca acum 500 de ani. Exact, da. Bine, am schimbat informații și cam atât, n-avem alte chestii de schimb. Da, fiecare e pe stilul lui. Ea, chepicarul sunt copii și călătoresc full-time. Ăștia sunt insect, bird, insect watcher, să zic da. Așa, urmăresc familie insecte. Fotografiază insecte da? Astfel. Și noi suntem motocicleta, atracția numărul 1 din Armenia, după cum am zis toată lumea, da. Încântată, wow, super tare! O să ne băgăm în cor să ne odihnim, poate că nu ne mai trezim atât de dimineața, având în vedere că nu ne mai trezește soarele la 5 dimineața, ca și astăzi. Sau sper să nu vină turiști. Da. Este noapte cu frontale, cum a fost la avion în Islanda. Da, da, da. Cu frontale, domne, baie, blițuri, fotografi, nebunii. Nu ne-am pus nici folia cealaltă acolo, ne-am pus doar asta așa, gen de insecte, de să treacă și o pârlă, un liliac, ceva. Un șobolan. Peste noi, știi? Da. E să fie o experiență autentică. Vă deja povesti... o simțim. Uite că am bate cu toșa și pe aici face curent. Da, bate povestim... cu tare afară. Da, vă povestim dimineața cum a fost. Și așa. Vă zicem mai multe lucruri, că tot am zis că vă zic despre locul acesta, mai multe informații, dar o să vă zic mâine. Așa nu știți mie acum, mamă. Băi, autentic, dormim aici, stați vedem dacă putem să dormim. Da, revenim cu... Țineți aproape! Hai că am dormit mai bine decât ne așteptam. Ne-am strâns la fix cortul de acolo din interior. Am mers, am și mâncat, că deja a început să vină lumea, să vină turiști. Și îmi pare rău că n-am profitat de locul ăsta cât era liber ca să vă exprim mai în liniște, dar sper că e ok. Bun, deci ce este acest loc? Este un caravanserai construit în 1332 de Cezar Orbelian. De asta se și numește caravanseraiului Orbelian. Și a fost construit pentru călătorii care veneau pe drumul Mătăsii cu animalele lor. Suntem pe pasul montan Vardeniaț, în regiunea muntoasă Vaiotsuzor. Deci cei care călătoreau în această regiune muntoasă, negustorii, comercianții, veneau și se adăposteau pentru o noapte aici în caravanserai. Aici am dormit, acolo în colț. Dar aici, în următoarea, dormeau oamenii și animalele lor. Oamenii și animalele dormeau pe laterale, să vă arătăm imediat. Iar aici, în centru, era practic zona în care se întâmplau discuțiile, stăteau ei. Aici, pe mijloc, este ca un șanț, deoarece pe găurile acelea din tavan se scurgea apă și iarna zăpadă. Iar în capătul acela se făcea focul. Aici era vaca, practic. Iar, după cum am zis, oamenii și animalele se băgau pe laterale. Legau animalele de stâlpii aceștia și dormeam aici. Se văd și ieslele unde puneau mâncare pentru animale. Este un loc interesant, mă bucur că am putut avea experiența asta, să dormim într-un caravanserai, să simțim spiritul călătorilor de altă dată, de pe drumul Mătăsii. În altă ordine de idei, acesta este cel mai bine conservat caravanserai din Armenia. După cum vedeți, este construit din bucăți mari de bazalt, din blocuri de bazalt. Gata și ăla, caravanserai.
stradă pe GPL. Uitați butelia de GPL acolo. Toți folosesc apă în instalații de răcire. Toate mașinile, am văzut pe toți șoferii, bidoane de 5 litri și la mașini mai scumpe. Bagă apă, frate. Suntem pe malul vestic al lacului Sevan, un lac superb aici în Armenia, cel mai mare din Caucaz. Și prima oprire este în satucul Noratus. Suntem într-un cimitir foarte vechi, iar cu aceste cruci din stâncă, Armenia contribuie la patrimoniul mondial. Aceste stânci sunt vechi, din secolul al VII-lea, și fiecare cruce are un stil diferit, dacă observați. Desenele sunt diferite, pe unele sunt cruci, pe unele sunt scene din viața oamenilor, oameni vânând și așa mai departe. Bineînțeles că de-a lungul timpului s-a schimbat stilul, sunt și crucii mai noi, undeva mai în spate, dar acestea sunt foarte, foarte vechi și chiar reprezintă o bogăție a Armeniei. Sunt peste 800 de astfel de cruci pe care localnicii le numesc Kachkars. Care ne întâmpină cu câteva Kachkars din astea. Aici le vedem mai bine că sunt luminate de soare în partea cealaltă. Când am fost prea de dimineață și era soarele în spate. Incredibil cât de mișto e biserica asta, pe malul mării, mult mai mică și neștiută așa de turiști. Mării între ghilimele, că e lacul Sevan, dar noi o considerăm o mică mare. Da, foarte frumoasă, mai ales de sus, cadrele cu drona ne-au plăcut mult. Nu prea am avut noi baterie la dronă să luăm mai multe și nici vântul nu prea ne-a lăsat, dar măcar așa, ca o perspectivă frumoasă. Asistăm și la o cununie, sunt niște tradiții aici pe care le țin oamenii, înainte de cununie. Băi, fraților, au ăștia o manie cu parcatul. Bă, să dea dreacu, unde suntem noi cu motocicleta, bagă și ei, imediat. Intră în sufletul tău, intră în suflet, deci, da. Mai devreme, e... parcat nu e aici, era... Și era loc, două mașini și a intrat unul fix. Nu, dar a venit așa, s-a dat, așa s-a dat jos de mașină, da. Și asta acum, când am venit acum, am visat biserica, a parcat fix. Hai că pe ăsta îl înțeleg că e la umbră, na. Da, dar ăla n-avea niciun scop. Da, ăla n-avea niciun scop. Dar peste tot unde mă duc, mă blochează și nu pot să fac 7 manevre să ies. Nu știu ce te bag în sufletul meu. Și în spate și
Dar de câteva zile observăm chestia asta. Și e loc, nu e să zici că băi, e înghesuială. Și la magazin când am luat pepene, tot la fel. Cred că se pune aproape să uite, nu știu. Habar n-am, nu știu ce explicație să îmi dau. Suntem de aici la plajă cu Aprilica lângă, cu Poderosa lângă noi. Zic, bă, ne admiră lumea. N-a trecut o jumătate de oră de când sunt la plajă și băieții ăștia din partea asta, uite-i, salut. Ne-a adus niște fripturi. Ia ține, baby, și tu. Ține și tu, hop. Mâncăm și noi bine. Deci Poderosa, din nou, produce. Băi, să ai motocicletă aici, e șmecherie, e deosebit. Hai, poftă bun. Și uite, ne-am adus și cola, ne-am adus și pepene, trăim bine, o ducem bine. Și ultimul loc pe ziua de astăzi, am venit pe peninsula Sevan. Este înconjurată de lacul Sevan pe trei părți, bineînțeles. Și o să vedem și mănăstirea Sevan Avanc. Cred că o să fie ultima mănăstire din Armenia și din călătoria asta. Deja am epuizat subiectul. Mai aveam pe listă o mănăstire în Dilijan, dar nu o să mai mergem în Dilijan. Și spre nord, spre granița cu Georgia, încă două mănăstiri le aveam notate. Dar consider că am vizitat destule mănăstiri. Un vis mai am, un target mai am pentru călătoria asta, pentru mâine. Mă rog să se îndeplinească visul și să putem să facem ceea ce mi-am propus și ceea ce ne-am propus. Dar haide să vă arătăm și mănăstirea asta. Acesta. Din păcate ne zboară vântul. Uite că orășelul Sevan este o stațiune în toată regula. Poți să închiriezi barcă. Sunt mai multe chestii de făcut aici. Acum multă vreme, nivelul lacului ar fi fost atât de ridicat, încât mănăstirea ar fi fost înconjurată de apă. Foarte interesant, nu? Spre deosebire de cealaltă mănăstiri, mi se pare foarte aglomerată asta, sunt foarte mulți turiști. Poate pentru că este aici pe malul lacului și e lume mai multe, habar n-am sau am fost noi norocoși la celelalte. Aici chiar e foarte multă lume. Și am uitat să zicem că accesul la mănăstire se face pe niște scări. Sunt destule de urcat. Da, noi vedeam de jos, zic, mamă, câtă lume la biserică. De jos ți-am zis. Da, era coadă aici pe scări. Și sunt magazine cu suveniruri din loc în loc. Și bineînțeles, nelipsitele cruci din piatră. Mă tot uit de fel împrejur și mi se pare atât de familiar locul. Mi-a picat fisa. Uite, se aseamnă foarte mult cu Islanda, Armenia. Pentru că puțin la munții aia și la apă. Deci că suntem în Reykjavik. Pe Islanda, pe zi în Reykjavik. Se văd vulcane și anzare, ceea ce mi se pare super. Foarte. Și vântul, să nu mai zicem de vânt. La fel îmi aduce aminte de Islanda.
dar it's traditional sweet, it's gata. Gata, aha. Yes. With nuts? Have nuts inside? No, no, it's no nuts. Ah, vezi că nu are, nu e ca aia. În zona asta am înțeles că se fac diferite. Miroase atât de bine, miroase în toată zona asta și mă întrebam, bă, a ce miroase? Mm. Seamănă cu ceva. Seamănă cu turtele pe care le făcea bunica mea pe plită. Mm-hmm. Unt, așa, nu? Mm-hmm. Mm. Mamă. Bun? Până rău. Așa, mm-hmm. Deci cea mai bună gata din Sevan aici, la Gata Boulangerie, o găsiți. Cred eu că cea mai bună, nu știu, e singura pe care am mâncat-o, dar e genială, e superbă. Uitați, frate, că s-au oprit amândoi în mijlocul drumului și vorbesc, știi? Hai că băgăm full-ul ăsta de vină premium datorită lui Colae Vințan, care e și membru, care ne-a fost sponsorizat, care, ce să mai, mulțumim frumos de suflet. Mâine o să facem o chestie epică, sperăm noi, Doamne ajută. Și tot n-a scăpat de noi, facem ce facem și mai găsim câte ceva de vizitat. Pe drumul ăsta de la Sevan spre Erevan, fix la ieșire din Sevan, este o platformă panoramică sovietică. Urci câteva trepte și ai o panoramă. Cu lacul, orașul și zona de jur împrejur. Eu vorbeam de sovietici, uite un zil. Zil, am înțeles că astea, uite, vedeți, nu sunt pe benzină, au fost pe benzină, dar a trecut pe GPL, vedeți? Nu știu dacă se vede, au de-alea puterile de gaz în spate. Ca să vedeți mai bine forma, uitați umbra. Pe chestia aia suntem noi acum. Să vă arătăm imediat și din exterior. Cel mai interesant mi se pare faptul că roca asta e verde, un turcoaz frumos. Rocă vulcanică, bineînțeles, dar n-am mai văzut culoarea asta. Am văzut o cruce mică la mănăstirea Sevan, de la care venim acum, care era culoarea asta. Dar atât de multe roși la un loc n-am văzut niciodată. Și acum să vorbim un pic de prietenia asta între Armenia și Rusia. Că e clar că sunt influențe mult prea mari ale Rusiei aici, îndoctrinarea e mare. Și am vorbit azi cu cineva, cu un localnic, și ne-a zis că ei au fost nevoiți, practic, să se dea de partea Rusiei, să fie aliată cu Rusia, să zicem, pentru că ei au niște dușmani mari, Azerbaijanul și Turcia, cu care sunt în conflict, și a trebuit și ei să se alieze cu cineva, doar că Rusia e doar cu numele aliat, nu face mare lucru. Astea sunt informații pe care le-am auzit de la un localnic. Oricum, noi am văzut apropierea asta de Rusia.